Înjosit, doamnă, înjosit. Mi-e rușine că-mi dau lacrimile la televizor. Am un copil cu autism. Pentru ce? Sunt lacrimile de durere ale unui tată care muncește zi și noapte să-și țină în viață fiul cu autism. Tratamentul este scump, iar banii pe care îi câștigă din taximetrie sunt puțini. Este povestea bărbatului pe care l-am găsit protestând alături de alți taximetriști. Se simte umilit de cei care conduc țara, de cei care încasează taxele și impozitele pe care el le plătește. Suntem indignați, nu mai putem, suntem cu cuțitul la os. Așa ceva nu se mai poate în toate domeniile. Globalizarea asta ne-a omorât. Nu se poate așa ceva. Avem copii care trebuie să-i ducem la terapie. Nu mai avem bani. De unde? Dumnezeu, sfidare totală. Colegii de la București stau, vor să intre în greva foamei. Nu mai putem, nu mai putem. Îmi cer scuze că mi-au dat lacrimile. Nu se mai poate așa ceva. Uitați-vă, toate domeniile, agricultura, taximetria, toate domeniile, și nu doar acestea. Suntem la pământ. Taximetria nu e ușoară, așa cum pare. Este prea grea de multe ori, ne spune un bărbat care face naveta 70 de kilometri ca să câștige un ban cinstit, cu mâncarea în caserolă și cu un gust amar lăsat de cei care fac promisiuni pentru un viitor mai bun. O duc bine cu mâncarea de acasă după mine? O duc bine cu mâncarea de acasă după mine? Ia uite, cu macaroanele după mine o duc bine. Asta să nu ți-o duci bine. Să-mi taie curentul, că am 26 de milioane. Nu se stare să adun 500 de lei de o lună jumate. Taximetriștii sunt și ei oameni, au prieteni, familie, copii, pe care de multe ori îi văd doar dormind noaptea târziu când ajung acasă. Pentru ei o zi de muncă ajunge și la 20 de ore, ca la finalul lunii să tragă linie și câștigul să fie pe zero. Vreți să vă zic că stau 20 de ore la lucru și din plătesc tot la zi, tot, absolut tot, și din cauza asta copilul meu mă roagă, îmi zice seara: tati, nu stai cu mine, tati, mai trebuie să stau puțin la lucru. Tati, dar n-ai timp să dormi cu mine? Nu am timp, tati, că trebuie să lucrez. Își poate întreține un taximetrist familia din salariu? Vă zic clar, întrebați un taximetrist că nu poate, abia își plătește dările. Și au luat mulți, au investit să își iau o mașină ok și au făcut credite să poate să-și achită în speranța că va merge mai bine. Doar în speranța că totul va fi mai bine și că se vor mișca lucrurile. Absolut nimic, absolut nimic. Speranță pentru mai bine nu mai au de mult, însă mai găsesc puterea să se unească, să protesteze și să lupte împotriva nedreptăților din România.